dell'economia e di tutta l'humanitas, post o carte legate evidentemente alle economie nostre cinistrasece, de gaiz minasian, visus puderata armenilor, care nu este o carte clasică de document. Este mai mult o carte, un fel de roman, un roman politic, un roman documentar, în care narațiunea în sine nu este una științifică neapărat, dar are bază științifice. Instrumentele pe care le folosește autorul sunt, verificate și verificabile. Ca să trag o paralelă, stilul autorului, care în sine este și un jurnalist destul de cunoscut în cercurile profesionale, stilul lui se apropie de cel al lui un alt jurnalist francez, Patrick, un jurnalist francez, Patrick Canan, care prin anii 90 a scris o serie de lucrări privind zona Caucazului și zona Asiei Centrale, folosind un stil de narațiune, un stil de stil jurnalistic îmbinat cu elemente de istorie, istorie orală și istorie documentată. În momentul de față, această carte urmărește dimensiunea vieții politice și dimensiunea social-politice a comunității de armene din spațiul otoman, spațiul caucazian. Urmărește în mare parte soarta unor tineri debutanți în politică, respectiv militanți în politică, care au încercat în mare parte să își croiască drumul și să ajute comunitatea prin integrarea gândirii politice în gândirea politică a Imperiului Otoman. Desigur, această abordare în carte este una pragmatică. Există unele părți în care chiar se discută despre greșelile lor, pentru că au existat la vremea respectivă, în 1915, din păcate, evenimentele care au culminat cu aprilie 1915, începutul oficial al genocidului, putem să spunem că sunt suma unor greșeli politice, din păcate, și din partea Imperiului Otoman, și din partea Imperiului Țarist, din partea Rusiei Țariste, și altor elite din cadrul, din regiune. Însă, în momentul de față, această carte discută soarta acestor tineri. Acum, nu știu dacă e corect să spunem tineri, dar unii aveau 30-40 de ani, dar în comparație cu standardele elitelor politice pe vremea respectivă, un om care la 25-30 de ani făcea politică era tânăr în politică. Soarta lor este urmărită de la început, din făcându-se aluzii la viața lor personală, la activitatea lor personală, până în momentul evenimentelor din 1915, respectiva consecințelor acestora. Putem să vedem în această carte o imagine clară a unui proces politic care s-a desfășurat la nivelul Imperiului Otoman, la nivelul comunității armene din Imperiul Otoman, respectiv din regiunea extinsă a Caucazului. Și din această perspectivă putem urmări și soarta, respectiv traiectoria unor personalități ai comunității armene și migrația lor pe palierul politic, respectiv pe palierul geografic al vieții cotidiene. Ca urmare, pot să doar să recomand această carte și cei care sunt interesați merită să o citiți, pentru că astfel de memorii, practic, sunt relevante din perspectiva conservării memoriei colective asupra genocidului armean, pentru că trebuie să recunoaștem, ca și în cazul altor tragedii, în cazul comunității evreilor, în cazul altor comunități, timpul trece.
De la genocid au trecut 10 ani. Singurul instrument în momentul de față pentru comunitatea armeană este promovarea unor astfel de instrumente. Promovarea memoriei culturale, memoriei genocidului prin cât mai multe lucrări, cât mai multe aducerea în fața publicului, cât mai multe memorii, memorialistică, să se concentreze memorialistică. Pentru că, din păcate, dimensiunea politică totodată este crudă. Și din această cauză, conștiința comunitară trebuie să se bazeze pe o memorialistică solidă, care să ofere un pilon în contextul lumii globalizate, un pilon pentru, nu mai pentru comunitatea română, pentru orice comunitate, pentru lumea globală în care trăim, unde cultura, identitatea, din păcate, se diluează. Vă mulțumesc frumos!